rog să deschideți Sfânta Scriptură la Ioan capitolul 15. Vom continua să ne uităm în această dimineață la acest pasaj minunat și în mod specific ne vom uita în continuare la primele două versete și în mod mai specific ne vom uita la versetul numărul 2 ca să luăm bucată cu bucată, cuvânt cu cuvânt, să savurăm fiecare cuvânt din gura Mântuitorului nostru și să extragem toată bogăția care este acolo, în așa fel încât bucuria Lui să fie în noi și bucuria noastră să fie deplină. Asta este scopul nostru în a studia în mod intensiv acest pasaj. Aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Am văzut împreună, din primul verset, că Domnul nostru Iisus Hristos se prezintă ca și fiind adevărata viță, adevărata vie, și am văzut limpede că această expresie este un contrast cu poporul Israel, care este vița prototipică, vița care avea menirea de a reprezenta pe Dumnezeu și de a arăta spre Hristos, dar această viță a falimentat, iar acum a venit adevărata viță care nu poate falimenta, care cu siguranță va aduce și a adus rodul care Dumnezeu Tatăl îl cere. Am văzut că Dumnezeu Tatăl este vierul, El este stăpânul și acum, odată cu venirea adevăratei vițe, vița cea veche, vița prototipică, vița neadevărată într-un sens, neveritabilă într-un sens, este tăiată pentru ca adevărata viță să fie evidentă, să fie văzută și pentru ca mlădițele care fac parte din adevărata viță să fie curățate și să aducă mult rod, în așa fel încât Hristos să fie proslăvit, încât Dumnezeu să fie glorificat. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod. Am văzut despre ce este vorba, că este vorba despre tăierea Israelului. Am văzut când se întâmplă aceasta, când s-a întâmplat aceasta, și anume odată cu pogorârea Duhului Sfânt, odată cu respingerea Israelului în mod concret și clar a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Poporul Israel se întoarce împotriva acelor israeliți care îl acceptă și cred în Domnul Iisus Hristos, care dovedesc că sunt cu adevărat mlădițe în vița adevărată și în acest fel sunt tăiați din vița adevărată, ei fiind vița doar prototipică. În această dimineață vrem să ne uităm, cred eu că telegrafic, dar foarte precis, la versetul 2 și să ne uităm la problema roadelor. Textul nostru ne spune că El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod. Deci există o tăiere spre înlăturare a oricărei mlădițe din Israelul prototipic, din vița prototipică și din adevărata viță, în sensul că acum este evident că nu fac parte din această viță. Și există o altă tăiere, da? O curățire a oricărei mlădițe adevărate care aduce rod cu scopul ca ea să aducă și mai mult rod. Deci există două feluri de a tăia. Ambele sunt tăieturi, da? A curăța, când cureți o viță sau un copac, înseamnă că trebuie să tai. Tai din el tot ceea ce nu este potrivit ca să fie acolo. Și există o tăiere spre înlăturare. Ce este tăiat de acolo este tăiat și aruncat. Da? Și copacul sau vița care este și ea într-un fel tăiată, este tăiată spre a fi curățită, ca să aducă mai mult rod. Da? Cei care sunteți familiar cu aceste lucruri, care aveți copaci, pomi acasă, fructiferi, știți care este această procedură, probabil mai bine decât,
decât mine. Dar eu am ceva pomi fructiferi care știu că trebuie curățiți și tăiați și numai nu se termină iarna ca să vină cineva competent ca să-i taie, dar nu spre nimicire, să-i taie spre curățire ca să aducă mai mult rod. Și în această dimineață vrem să ne uităm la această problemă a roadelor și anume să ne punem întrebarea ce este acest rod. Da? Este o întrebare foarte importantă. Ca să înțelegem acest verset, trebuie să înțelegem ce este acest rod. Ne vom uita mai specific după aia, poate în această seară sau în altă zi, exact ce este această tăiere. Am văzut tăierea spre înlăturare, va trebui să vedem și tăierea spre curățire. Am văzut că tăierea spre înlăturare se referă la înlăturarea poporului Israel etnic și la revărsarea și îndreptarea harului înspre neamuri, dar trebuie să vedem ce este și tăierea aceasta spre curățire. Da? Fiecare cuvânt din acest text, precum de fapt din toată Scriptura, este încărcat cu bogăție și cu învățătură și ar fi păcat ca să sărim așa peste ele fără să le înțelegem și fără să ne bucurăm de ele. Da? Ce este acest rod? Da? În primul rând, haideți să începem cu ce nu este. Ce nu este acest rod, nu se referă, și vom arăta de ce, nu se referă la persoane convertite prin lucrarea ucenicilor sau prin lucrarea noastră. Deseori, acest verset este predicat în acest fel. Trebuie să aducem roade, să aducem oameni la Hristos. Câți oameni s-au pocăit prin lucrarea ta? Câți oameni ai adus tu la Hristos? Ce rod ai adus tu pentru Hristos? Da? Și de multe ori acest text este folosit ca să citeze din el și să spună n-ai adus niciun rod pentru Hristos. Da? Și este important. Într-un fel așa este. Trebuie să evangelizăm lumea. Trebuie să aducem rod și în felul acesta de a evangeliza. Doar că nu trebuie ca să o facem din acest text. Da? Nu trebuie ca să răstălmăcim Scriptura ca să facem un lucru bun. Nu trebuie ca să aducem un mesaj bun dintr-un text greșit. Ceea ce se întâmplă de multe ori în predicare. Și ar trebui ca să ne punem întrebarea. Care este problema? Că de multe ori când discut cu unul cu altul și discutăm despre o predică care am auzit-o și predica nu are în ea nimică eronat sau eretic sau niște îndemnuri neapărat rele, doar că pur și simplu ratează total textul și înțelesul textului din care să predic. Care ar fi problema să predicăm din Ioan 15, versetul 2 și să vorbim despre evangelizarea oamenilor ca și rod pentru Dumnezeu? Problema ar fi că nu asta spune textul. Și dacă n-am înțeles textul acesta, faptul că avem niște sfaturi foarte bune este bine într-un fel, dar nu vom înțelege niciodată textul acesta. Da? Și când mergem în alt text, nu vom înțelege textul acela. Și când mergem în alt text, nu vom înțelege textul acela. Și până la urmă vom rămâne doar cu niște îndemnuri și sfaturi și opinii a unui predicator care niciodată n-a înțeles și nu ne-a explicat ce spune textul. Am fost lipsiți, ni s-a furat înțelesul și învățătura care Duhul Sfânt a vrut să o transmită prin acel text. Ca tare este important să înțelegem despre ce rod este vorba. Da? Da, trebuie ca să aducem rod în sensul de a evangeliza, dar nu noi putem să producem acel rod. Noi putem doar să evangelizăm, noi nu putem ca să producem oameni care să fie convertiți și nu la aceasta se referă acest text. Bun. Atunci la ce se referă? Pentru că este foarte important să înțelegem la ce se referă, pentru că criteriul tăierii este aducerea de rod. Și dacă vrem ca să înțelegem acest text, care este despre tăierea mlădițelor din vița aceasta și despre adevărata viță și cum arată adevăratele mlădițe, atunci trebuie ca să înțelegem acest criteriu. Și criteriul este aducerea de rod. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod. Nu ai cum înțelege acest text dacă nu înțelegi ce este acest rod despre care se vorbește. Da? Vreau să ne uităm la trei perspective
care să fie ajutătoare pentru noi în interpretarea acestui text. Vreau să ne uităm la perspectiva Vechiului Testament, să vedem ceea ce Vechiul Testament spune despre această aducere de rod și o să vă amintesc doar telegrafic din pasajele care le-am văzut împreună duminica trecută. Vreau să ne uităm la contextul imediat al textului nostru și anume să ne uităm la Ioan capitolul 13 până în capitolul 17. Avem aici un discurs, o unitate de text întreagă care formează un context imediat. Și ca atare trebuie să ne uităm în acest context, să vedem despre ce este vorba și vreau să ne uităm în contextul Noului Testament. Ce ne spune Noul Testament despre acest rod, da? Bun, primul, Vechiul Testament. La ce rod se aștepta Dumnezeu de la poporul Israel vița prototipică? Altfel spus, când este criticat poporul Israel că este o viță, o vie care a produs struguri sălbatici, pentru ce este criticată, da? Ce n-a produs bun? Ce trebuia să producă și n-a trebuit să producă, da? Am văzut în duminica trecută diverse texte în care această viță prototipică este criticată de Dumnezeu și îi se spune: te-am sădit o viță bună și ai adus struguri sălbatici. N-ai adus rodul la care mă așteptam. Ai adus alte roade. Întrebarea este, se referă oare aceste texte la faptul că poporul Israel avea o lipsă de oameni convertiți? În niciun caz, da? Asta ar fi o aberație. La un copil, dacă i-a spune lucrul acesta, Dumnezeu îi critică pentru că nu suficienți oameni s-au convertit la iudaism. Ar spune, nu pot găsi așa ceva nicăieri în Scripturi, da? Nu este vorba de așa ceva. Este evident vorba despre neascultarea poporului Israel de cuvântul și de poruncile lui Dumnezeu. Deseori este vorba de faptul că poporul lui Dumnezeu, care avea datoria să fie ascultător față de Dumnezeu, care avea datoria să fie credincios față de Dumnezeu, cade chiar și în idolatrie. Nu doar că nu se închină lui Dumnezeu, nu doar că nu sunt ascultători față de Dumnezeu, dar merg după alți Dumnezei, merg după alte credințe, merg după alte religii și importă în mijlocul poporului Dumnezeu, în mijlocul viei lui Dumnezeu. Dumnezei străini și păgâni. Nu mai reluăm toate textele care le-am văzut împreună duminica trecută, dar v-aș ruga, dacă doriți, să faceți singur o analiză sumară și veți vedea că rodul care a fost cerut de la poporul lui Dumnezeu, de la vița Israelului, a fost ascultarea de Dumnezeu care provine din credința în Dumnezeu. Și de fiecare dată când sunt criticați, de fiecare dată când sunt amenințați cu tăiere în Vechiul Testament, este pentru faptul că ei, din cauza necredinței lor, s-au abătut de la cuvântul lui Dumnezeu, de la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și au început ca să practice lucruri idolatre și păgâne. Da? Rodul despre care vorbește Vechiul Testament, rodul despre care Dumnezeu spune că se așteaptă de la Israel în Vechiul Testament este ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul lui, de poruncile lui, care provine din credința în Dumnezeu. Ăsta este contextul vechi testamental. Acum, nu vrem doar ca să mergem în Vechiul Testament și să importăm din Vechiul Testament anumite concepte și să le punem în textul nostru și să le forțăm să facă sens. Să le forțăm și să devină cheia interpretării, fie că ea este corectă sau nu este corectă. Ci trebuie să ne uităm în contextul nostru imediat ca să vedem dacă în contextul Ioan 13 la 17 putem ca să găsim, să regăsim aceeași cheie de interpretare. Cu siguranță Domnul Iisus Hristos ne lasă anumite indicii ca să vedem despre ce vrea El să ne vorbească când vorbește despre rod. Și după aia vom lua un pas înapoi și vom vedea dacă ceea ce am văzut în contextul imediat, dacă ceea ce am văzut în contextul din Vechiul Testament este confirmat de revelația progresivă a Noului Testament.
Pentru că Scriptura este progresiv revelată în așa fel încât cu fiecare revelație care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ea să devină mai clară și mai clară și mai clară. Iar noi acum avem toată revelația. Ca tare putem să privim la toată revelația de la început și până la sfârșit și să știm cu certitudine dacă am înțeles ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice prin Duhul Sfânt. Ceea ce vreau ca să facem este să luăm acest context, Ioan 13 la Ioan 17, și să parcurgem și să vedem aceste indicii și vreau ca să vedem împreună trei teme importante care rezonează și sunt repetate de Domnul Iisus Hristos și care formează pentru noi cheia de interpretare pentru acest cuvânt rod. La ce se așteaptă Domnul Iisus Hristos ca ei să înțeleagă când El vorbește despre rod? Și aceste trei teme care rezonează și sunt prezente peste tot în Ioan 13 la 17 sunt următoarele. Credința, dragostea și ascultarea. Credința în Domnul Iisus Hristos, credința în Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de frați și ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Aceste trei teme rezonează și sunt perpetu prezente peste tot în acest text și cumva am putea spune că acest cuvânt, rod, simbolizează sau încapsulează toate aceste trei teme. Domnul Iisus Hristos se așteaptă de la ucenicii lui ca să înțeleagă la ce se referă, pentru că începând din capitolul 13, El clădește aceste tematici în mintea lor, aceste categorii de gândire. Ca tare, când El vine și spune, Israelul va fi tăiat și doar cei care au rod rămân și sunt cu adevărat în mine și aceia sunt curățiți, Domnul Iisus Hristos așteaptă ca ucenicii Lui să aibă materialul necesar ca să înțeleagă despre ce este vorba. El acum vrea să deslușească pentru ei toată revelația, tot planul lui Dumnezeu. De aceea, la un moment dat, ucenicii zic, acum nu mai vorbești în pilde, în sfârșit ne spui deslușit, în sfârșit ne spui pe față, în sfârșit ne tălmăcești despre ce este vorba. Scopul acestui text nu este ca să ne bage în confuzie. Scopul acestui text nu este ca noi să nu știm despre ce viță este vorba, oare ce-a fi rodul. Domnul Iisus vorbește într-adevăr metaforic, dar vorbește metaforic ca noi să înțelegem mai clar. Nu vorbește metaforic ca noi să nu înțelegem. Da? Trei teme, trei tematici diferite. Credința, dragostea și ascultarea. În primul rând, credința. Da? Domnul Iisus Hristos ne arată de repetate ori în acest text că El vrea ca să ne vorbească despre credință. Că credința este deosebit de importantă. De exemplu, Ioan 13 cu 19. Vă spun lucrul acesta de acum, înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt. Da? Definitoriu. Dacă nu crezi că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, dacă nu crezi ceea ce Biblia a revelat despre Domnul Iisus Hristos, toate celelalte devin irelevante. Tu poți să zici că ai dragoste, tu poți să ai un fel de dragoste, tu poți să zici că cauți să asculți de Dumnezeu, dacă nu crezi că El este Dumnezeu. Toate celelalte sunt în zadar. 14 cu 1. Să nu vi se tulbure inima. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. 14 cu 11 și 12. Credeți-mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine. Dacă nu credeți măcar datorită lucrărilor, dacă nu credeți datorită lucrărilor însăși, adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac Eu. Ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl. În versul 29. Și v-am spus acum, din nou se repetă, vedeți, tematica, cuvintele se repetă. Și v-am spus acum, înainte să se întâmple. Pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți. Ce anume să creadă? Păi deja le-a explicat ce trebuie să creadă. Deja ei știu ce trebuie să creadă. Să creadă că El este Dumnezeu. Să creadă că El este Hristosul. Să creadă că El este Mesia.
Să creadă că El este Dumnezeul întrupat care a venit să ispășească pentru păcatele celor ce se încred în El. Credința este deosebit de importantă în tot acest text. Ioan 16, de la 5 la 11, vedem aceeași tematică. Din versetul 8, de exemplu, și când va veni, El va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine. Cu privire la dreptate, pentru că eu mă duc la Tatăl și nu mă mai vedeți. Cu privire la judecată, pentru că domnitorul lumea acestuia a fost judecat. Da? Am Iisus spune că odată cu venirea Duhului Sfânt, lumea va fi judecată și în acest context lumea se referă într-un fel la lumea în mod general, dar se referă în mod specific la poporul Israel, pentru că ei nu cred în mine. Asta este judecata care începe mai întâi cu casa lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu. Și ei sunt vinovați pentru că nu au crezut în El. Deși au avut toate dovezile necesare, mai mult decât orice dovadă ce ai putea cere de la Dumnezeu. Lucrări mai mari decât orice altă lucrare. Evanghelia predicată mai puternic decât oriunde în această lume. Dumnezeu întrupat, care a umblat, a trăit în mijlocul poporului său. Iar ei nu au crezut în El. Versetul 29 la 33 din capitolul 16. Ucenicii lui i-au zis: iată că acum vorbește deschis și nu mai spui nicio pildă. Acum cunoaștem că tu știi toate lucrurile și că n-ai nevoie să te întrebe nimeni. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: acum credeți? Iată că vine ceasul și a și venit să fiți risipiți fiecare la ale lui, iar pe mine să mă lăsați singur. Se pare că încă, deși ei credeau, credința lor era un pic sub semnul de îndoială. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necaz, dar curaj, eu am învins lumea. Ioan 17, de la 20 la 21, spre la concluzia discursului. Și mă rog nu numai pentru aceștia, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ca tot să fie una așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Primul aspect care trebuie să-l înțelegem este că Domnul Iisus Hristos se așteaptă de la ucenicii Lui și de la toți cei care sunt cu adevărat în El să creadă în El. Să creadă cine este El și să se încreadă în persoana Lui pentru mântuirea lor. Fără această temelie a credinței, tot ceea ce urmează este fără rost. Este în zadar. Dar cu această temelie putem ca să clădim și să înțelegem pe deplin despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos când vorbește despre faptul că mlădițele adevărate aduc rod. 2. Dragoste. Încă de la început, din capitolul 13 cu versetul 1, această tematică este evidentă. Înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus, știind că a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Deosebit versetul acesta. Ar trebui să-ți tremure inima în tine când știi, dacă știi, că Domnul Iisus Hristos vorbește de tine aici. Vorbește de ucenicii Lui și de toți cei ce erau ai Lui. Care erau în lume. Este frumos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, da? Lumea, umanitatea într-un fel a iubit-o. Este cu atât mai frumos că i-a iubit pe ai săi care erau în lume, în așa fel încât i-a iubit până la capăt. În așa fel încât a fost dispus să moară pentru ei. Deosebit de frumos, dragostea aceasta care o are Domnul Iisus Hristos pentru cei care sunt ai Lui. Pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Știu critica care ar veni. Pe asta nu înseamnă că n-ai iubit și lumea. E drept. Doar că n-ai iubit și lumea în felul acesta. Da? Și în Ioan 3 cu 16.
Hristos a iubit lumea, dar s-a dat pe sine pentru ca toți credincioșii să fie mântuiți prin jertfa Lui. Hristos nu s-a dat pentru lumea în general. Hristos nu s-a dat pentru conceptul lumii. Hristos nu s-a dat pentru cosmos, adică pentru copaci și planete și tot ceea ce există în lumea aceasta. Hristos s-a dat pentru ai săi din lume. Hristos a iubit lumea aceasta pentru că ai săi erau în lume. Și de aceea a fost dispus să facă sacrificiul suprem. Pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ioan 13, de la 31 la 35. Vedem că Iuda este izgonit, Iuda este scos afară și acum Hristos spune, acum Fiul omului este proslăvit și Dumnezeu este proslăvit în el. Dacă Dumnezeu este proslăvit în el, atunci și Dumnezeu îl va proslăvi în sine însuși și îl va proslăvi îndată. Copilaș, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și așa cum le-am spus iudeilor că unde mă duc eu nu veți putea veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Să traducem cumva în textul nostru. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți mlădițe în via adevărată dacă aveți dragoste unii pentru alții. Prin aceasta se va vedea rodul vostru dacă vă iubiți unii pe alții. Și nu oricum, porunca nouă nu este doar porunca la dragoste. Porunca de a iubi există din totdeauna. Să ne iubim așa cum El ne-a iubit. Cum ne-a iubit El? Până la capăt. Cu orice preț. Cum suntem chemați noi să ne iubim? Până la capăt, cu orice preț. Oricât ne șifonăm, oricât ne supărăm, oricât nu este comod, oricât de greu ar fi. Nu există punct în care să capitulăm în dragostea noastră unul pentru altul, pentru că n-a existat punct în care Hristos să capituleze. Nu s-a oprit undeva pe drumul spre Golgota și să spună, Tată, e prea de tot. E prea greu, e prea dureros. Și n-a făcut-o pentru că noi am meritat. Ci a făcut-o pentru că ne-a iubit. Și noi în relația noastră, în rodul la care suntem chemați să îl aducem, în dragostea care trebuie să o avem unii față de alții, n-o facem pentru că merităm. Nu facem pentru că e ușor, ci o facem pentru că El ne-a iubit. Și ne-a iubit în mod desăvârșit. Ioan 14 cu 15, Domnul spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ordinea contează. Ordinea contează așa de mult. Dragostea produce ascultare. Credința produce dragoste, dragostea produce ascultarea. Așa de mulți oameni în ziua de astăzi încearcă să inverseze lucrurile acestea. Important e să faci asta. Important e să fii așa, să te îmbreci așa, să spui asta, să vorbești așa, să ai ritualele respective. Și înăuntru e gol. Înăuntru nu este dragoste. Înăuntru nu este credință. Sunt doar morminte văruite. Oameni religioși care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă credeți și iubiți pe Hristos, atunci efectul normal, efectul acestei credințe, acestei dragoste, va fi păzirea poruncilor. Cel ce, Ioan 14 cu 21, cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 21 la 24. Uitați la 23 și 24. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi, iar noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-ați auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.
Ioan 15. Haideți acum chiar în capitolul în care ne aflăm. Ioan 15, de la versetul 9 la 10. Așa cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Da? Ce fac mlădițele care produc rod? Rămân în Hristos. Da? Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Versetul 11 la 17. Din nou vedem că această tematică este repetată. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi mai m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod. Iar rodul vostru să rămână, pentru că orice veți cere la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri. Deci tocmai ne-a zis că El a ales pe ucenici, El ne-a ales pe noi, ne-a ales, ne-a rânduit ca să aducem rod, da? Să mergeți și să aduceți rod. Și acum ne spune care este scopul acestei porunci de a aduce rod. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Cât se poate de clar la ce se gândea Domnul Iisus Hristos când spune aceste cuvinte. Ioan 16 cu 27. Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că eu am ieșit de la Domnul. Ioan 17, de la versetul 20 la 26. Și mă rog nu numai pentru aceștia, și pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, da? Hai, mergem mai înainte pentru că am citit deja versetul 23. Eu în el și tu în mine, pentru ca ei să fie deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis și că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Tată, doresc ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Tată, lumea nu te cunoaște, dar eu te cunosc și aceștia știu că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele meu și li voi mai face cunoscut. Pentru ca, da, motivul, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei, și eu să fiu în ei. Da? Scopul Domnului Iisus Hristos este ca mlădițele să producă rodul iubirii, rodul dragostei. Dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de frați. Lucrurile acestea merg cumva în cascadă. Credința, dragostea, ascultarea. Este cauză și efect. Acolo unde este credința adevărată, este dragoste adevărată pentru Dumnezeu. Acolo unde este dragoste adevărată pentru Dumnezeu, este dragoste adevărată pentru frați. Și acolo unde este o credință și o dragoste adevărată, este o dorință de ascultare și de împlinire față de cuvântul lui Dumnezeu. Este un pachet complet care ar putea fi pus sub acest titlu, această încapsulare, rod. Asta înseamnă să ai rod, conform pasajului nostru. 3. Ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ioan 15, de la 8 la 10, ne arată lucrul acesta cât se poate de clar. Domnul Iisus spune, Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod. Acum, aici avem o problemă care am zis că o vom trata în felul în care traducerile noastre redau acest verset. Corinelescu spune, prin faptul că aduceți mult rod, voi veți fi astfel ucenicii mei. Noua traducere spune, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Da? Ambele traduceri sunt
grav eronate și vom arăta lucrul acesta în detaliu și vom vedea de ce sunt eronate, dar vreau doar ca să vă sugerez o simplă metodă de a vedea la ce se referă Domnul Iisus Hristos, și anume să vedem că El de fapt vine cu un ecou din ceea ce a spus tocmai anterior în Ioan 13:35, și este de fapt aceeași idee, este de fapt, ar trebui tradus identic în acest pasaj, și nu înțeleg de ce traducătorii din Cornilescu și Noua Traducere nu fac acest lucru, și anume, Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod, dovedind astfel că sunteți ucenicii mei. De unde avem traducerea aceasta corectă? Am inventat-o eu? Nu! Am luat-o din Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Da? Este același concept, aceeași idee. Prin aceasta veți dovedi că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta veți face cunoscuți lumii că sunteți ucenicii mei. Nu veți deveni ucenicii mei pentru că faceți lucrurile acestea, ci veți dovedi că sunteți ucenicii mei pentru că faceți lucrurile acestea. Da? Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod, astfel dovedind că sunteți ucenicii mei. Așa cum m-a iubit pe mine Tatăl meu, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Dragostea adevărată duce la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Credința adevărată duce la ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ca să spunem că avem rod, trebuie ca să avem credință, trebuie ca să avem dragoste și trebuie ca să avem o inimă înclinată spre ascultare și spre împlinire de cuvântul lui Dumnezeu. Și să-L împlinim. Nu poți fi doar înclinat tot timpul și niciodată să nu împlinești. Nu poți spune, eu vreau să ascult, frate, eu vreau să ascult. Eu tot timpul când citesc pe acolo despre aia, despre aia altă, despre dărnicie, despre bunătate, despre răbdare, eu vreau să ascult, dar niciodată n-ascult. S-ar putea ca de fapt tu să nu vrei. Tu să n-ai o dragoste pentru Dumnezeu. Eu vreau să-L iert pe fratele meu pentru că-L iubesc, dar nu pot. S-ar putea că nu-L iubești. S-ar putea să nu-L iubești pe Dumnezeu. S-ar putea să nu ai o credință adevărată. În mintea Domnului Iisus Hristos, aceste lucruri merg împreună. Dacă păziți poruncile mele, atunci ați rămas în dragostea mea. Atunci sunteți cu adevărat în dragostea lui Hristos. Ioan 15:14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Hai să luăm inversul, da? Dacă nu faceți ce vă poruncesc eu, nu sunteți prietenii mei. N-ați fost vreodată prietenii mei, da? Pur și simplu, nu dați dovadă ca și fiind cu adevărat mlădițe, ucenici, răscumpărați. Peste tot, în contextul nostru imediat, vedem că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre acest rod, da? Rodul este rezultatul a ceea ce se întâmplă între viță și mlădiță. Da? Viața vine din viță, intră în mlădiță, mlădița își primește creșterea și rezultatul acestui proces se numește rod. Și peste tot în contextul nostru, din Ioan 13, în Ioan 17, vedem că Domnul Iisus ne arată că rezultatul relației Lui cu ucenicii Săi este acest rod. Credință, dragoste și ascultare. Da? În niciun caz, în acest context, Domnul Iisus nu se referă la a face anumite lucrări miraculoase sau la a aduce anumiți convertiți în biserică. Nu că astea ar fi lucruri rele și că nu că Domnul Iisus nu vorbește în alte locuri despre acest lucru. Dar în acest context, când El spune rod, ucenicii deja au categoriile de gândire din tot ceea ce a spus ca să înțeleagă la ce se referă Domnul Iisus. Și El se referă la credința în El, la dragostea de Dumnezeu și de frați și la ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Haideți acum să ne verificăm. Da? Luăm un pas înapoi și ne uităm în contextul lărgit și vedem dacă Noul Testament
per total, este de acord cu ceea ce noi spunem. Și nu vreau ca să fim prea obositori, ne uităm la un singur text, mergem în Galateni 5. Da? Galateni 5, la 22 și 23. Și dacă ați fost atenți și dacă mintea voastră este angrenată de mult timp în studiu biblic, probabil că în momentul în care am zis că astăzi vom discuta despre problema roadelor, deja sunteți cu mintea în Galateni. Da? Ar fi normal să fie așa. Mintea unui credincios, am mai zis-o, trebuie să fie o concordanță biblică. Da? Orice, pornești televizorul, auzi un cuvânt acolo, auzi război, mintea ta trebuie să debiteze deja cuvinte din Biblie, versete din Biblie despre război. Auzi furt, da? Te uiți la Antena 3 și auzi acolo despre ei au furat, ei au făcut așa, DNA-ul. Mintea ta automat trebuie ca să debiteze versete despre furt. Mintea ta trebuie să fie saturată de cuvântul lui Dumnezeu. Când auzi rod, automat te duci la versete din Biblie care vorbesc despre rod, da? Și acest verset, acest pasaj din Galateni 5, 20 și 23, este foarte indicativ despre felul în care Noul Testament privește această problemă a rodirii și vom vedea imediat că este extrem de strâns legat de evenimentele despre care noi discutăm. Da, Galateni 5, la 22, la 23. Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Ați observat deja că suntem doar trei cuvinte în acest verset și am atins teme majore din tot textul nostru, da? Dragostea. Tocmai am văzut toată tematica aceasta. Bucuria. Ce spune textul nostru despre bucuria? Bucuria voastră să fie deplină, da? Pacea. Vă dau pacea, da? Deci au să leagă. Se pare că Apostolul Pavel are cam aceleași idei ca și Domnul Iisus Hristos, da? Duhul, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este nicio lege. Da? Apostolul Pavel ne arată că roada Duhului sunt aceste lucruri. Da? Acum, am văzut împreună că aceste lucruri sunt cam aceleași lucruri. Poate că lista aceasta este mai exhaustivă decât ceea ce noi ne-am uitat în Ioan 15, dar cam aceleași categorii de gândire care le are Domnul Iisus Hristos în mintea Lui, le are și Apostolul Pavel. Ca tare mi se pare evident că ambii se referă la același rod, la roada Duhului Sfânt în viața credinciosului. Acest lucru mi se pare mult mai evident când ne gândim la contextul în care vorbește Domnul Iisus Hristos în Ioan 15, la 1 și 2, de la versetul 1 și 2, și anume tăierea viței care am văzut duminica trecută că corespunde cu ce? Când s-a întâmplat această tăiere? La venirea Duhului Sfânt. Deci Domnul Iisus vorbește în Ioan 13 la 17, și în Ioan 15, despre tăierea viței, le spune că acest lucru se va întâmpla când vine Duhul Sfânt, că atunci va fi o unitate între credincios și Hristos prin Duhul Sfânt și Duhul este Cel care produce aceste roade. Este cât se poate de evident. Atunci când ne uităm la contextul Vechiului Testament, atunci când ne uităm la contextul imediat, de la Ioan 13 la 17, și atunci când ne uităm la contextul lărgit al Noului Testament, că rodul la care se referă Domnul Iisus Hristos este rodul Duhului Sfânt, da? Care este catalogat pentru noi de Hristos, în acest caz, prin aceste trei elemente. Credință, dragoste și ascultare. Acestea sunt rezultate a ceea ce se întâmplă atunci când Duhul Sfânt este prezent în viața unui om. Omul acela are credință, omul acela are dragoste pentru Dumnezeu, omul acela are dragoste pentru semenii lui, omul acela ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Bun, haideți să ne întoarcem înapoi la Ioan capitolul 15 și să ne uităm din nou la versetul 2, acum înțelegând și având în mintea noastră categoriile corecte de a interpreta acest cuvânt rod.
El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. Ce spune Domnul Iisus? El taie orice mlădiță care nu aduce rod, adică orice mlădiță necredincioasă, orice mlădiță care nu crede în Domnul Iisus Hristos, orice mlădiță care respinge pe Hristos ca și Mântuitorul, care nu afirmă pe Hristos ca și Dumnezeu întrupat, orice mlădiță care nu are credință, nu aduce rod, nu este mlădiță adevărată. Orice mlădiță care este lipsită de dragoste. Lipsită de dragoste pentru Dumnezeu și lipsită de dragoste pentru copiii lui Dumnezeu. El taie orice asemenea mlădiță sau orice mlădiță falsă. Și orice mlădiță care este neascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Da? El taie. Toate aceste lucruri, necredința, lipsa de dragoste pentru Dumnezeu și pentru copiii lui Dumnezeu și neascultare față de cuvântul revelat al lui Dumnezeu, toate acestea au caracterizat Israelul la venirea Domnului Iisus Hristos și cu atât mai mult după învierea sa. Toate acestea au fost adevărate despre și sunt, din păcate, adevărate despre Israelul etnic, care este necredincios față de Domnul Iisus Hristos, care nu are dragoste față de Dumnezeu pentru că și-a întors spatele de la El și de la Fiul lui Dumnezeu și care nu are dragoste față de copiii lui Dumnezeu, care sunt cei care îl urmează pe Hristos. Am văzut lucrul acesta și vedem chiar din Cartea Faptelor Apostolilor și din ceea ce Domnul Iisus Hristos spune că Israelul etnic ajunge să persecute pe adevăratele mlădițe care își pun încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos. În contrast, când citim că orice mlădiță care aduce rod este curățită ca să aducă mai mult rod, înțelegem că este vorba de orice mlădiță adevărată care are credință în Domnul Iisus Hristos, care îl cunoaște cu adevărat în identitatea lui reală, ca Dumnezeu întrupat, ca Mântuitor, care își pune credința pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor. Orice mlădiță adevărată are dragoste. Are dragoste pentru Dumnezeu, are dragoste pentru copiii lui Dumnezeu. Și orice mlădiță adevărată, adică acele mlădițe care sunt cu adevărat în Hristos, care sunt curățite de Tatăl să aducă mai mult rod, sunt acele mlădițe care din dragoste, din credință, provine ascultarea și împlinirea față de cuvântul lui Dumnezeu. Și acum înțelegem, în categoriile Domnului Iisus Hristos, la ce se referă El și ce ar fi trebuit și ce au înțeles ucenicii, că Domnul Iisus Hristos spune, El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. Este cât se poate de evident că ei n-au înțeles că aici este vorba despre a aduce oameni să fie convertiți, da? Ei când au văzut că Israelul a respins Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei când au văzut că sunt persecutați pentru credința lor, ei când au văzut că Israelul nu are dragoste pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru adevărații copii al lui Dumnezeu, ei n-au stat și au zis, ne-au spus Hristos că ei nu vor aduce rod, adică nu vor aduce convertiți. Nu. Ci ei au înțeles în acele momente, Hristos ne-a spus lucrul acesta. Ei nu sunt mlădiți adevărate. Pentru că n-au credință, pentru că n-au dragoste, pentru că nu au ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, haideți acum să coborâm cumva despre culmea textului nostru și să venim aici pe pământ între noi și să aplicăm în mod practic. Așa de mulți oameni în această dimineață, sper să nu fie aici printre noi, dar posibil să fie și printre noi. Așa de mulți oameni în această dimineață se consideră mlădițe. Israelul se considera vița lui Dumnezeu, iar cei mai mulți au fost tăiați. Aparținerea exterioară, vizibilă, instituțională nu garantează absolut nimic. Provocarea noastră, întrebarea care trebuie să ne opunem în această dimineață este aceasta. Sunt eu în Hristos? Sunt cu adevărat mlădiță? Sunt parte din vița adevărată?
Cum pot să știu? Simplu. Aduci rod. Aduci rod. Nu te înșela și nu te amăgi singur. A împlini un ritual religios este cât se poate de ușor. A aparține unei biserici este cât se poate de ușor. Poate că la noi este un pic mai greu, că avem un proces mai greoi de a deveni membru. Dar până la urmă, dacă chiar vrei, înveți poeziile, înveți ritualul și devii membru. Avea un limbaj creștin este cât se poate de ușor. Pace, frate, pace, soră. Cum ești, frate? Frate, mai bine decât merit. Dacă Domnul va îngădui, slavă Domnului. A împrumuta un vocabular creștin este cât se poate de ușor. A te boteza până la urmă. De dragul părinților, de dragul cunoștințelor, este cât se poate de ușor. Întrebarea reală este dacă aparții lui Hristos. Întrebarea reală este dacă ești mlădița adevărată în vița adevărată. Sunt convins că unii care vor asculta mesajele acestea pe Ioan 15 se vor simți cumva ușurați și într-o siguranță falsă. Nu este un pericol de tăiere. Mulțumesc, frate Mihai, că eram îngrijorat că s-ar putea ca să fiu tăiat. Mulțumesc. Nu mai trebuie să mă îngrijorez. Aici este vorba de Israel. Pericolul este altul. Pericolul, dragul meu, este că tu nu ești mlădiță și nu ai fost vreodată. Pericolul este că la final Hristos va spune, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată. Ai nevoie să fii născut din nou. Ai nevoie să fii altoit în Hristos prin moartea și învierea sa. Adus la viață spirituală prin lucrarea și prezența supranaturală a Duhului Sfânt. Iar când acest lucru se întâmplă, aceasta va produce în tine rod. Va produce credință, va produce dragoste, va produce ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și rodul acesta va confirma pentru tine că ești al lui Hristos. Iar Dumnezeu te va curăța, te va sfinți ca să produci mai mult rod și mai mult rod pentru slava sa. Dacă mergem cu gândul și vreau să închei aici, în fapte 2, care este momentul în care săcuria este dusă la rădăcina viței și este tăiată. Este momentul în care săcuria începe și să taie spre rădăcina viței. Și este acea predică al apostolului Petru. Și după ce mlădițele adevărate aud Evanghelia lui Hristos și realizează că sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu, ei exclamă în felul următor. Fapte 2. La 37, la 38. Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunși în inimă și l-au întrebat pe Petru și pe celălalt apostol. Fraților, ce să facem? Ce să facem? Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Dragul meu, în această dimineață, nu ai nevoie să mai împlinești încă un ritual. Nu ai nevoie ca să înveți un limbaj duhovnicesc. Nu ai nevoie doar să te lași de anumite lucruri tabu. Ai nevoie, cu adevărat, să rămâi străpuns în inima ta și să te pocăiești. Și dacă această lucrare supranaturală a Duhului Sfânt să petrece în inima ta, dacă înțelegi cu adevărat ce a făcut Hristos pentru tine, cine este cu adevărat Hristos, dacă simți dragostea pentru Mântuitorul tău și pentru Dumnezeul tău și dorința de a fi ascultător de cuvântul său, atunci poți mărturisi pe Hristos în apa botezului pentru că ești o mlădiță adevărată. Atunci poți mărturisi pe Hristos în mijlocul unei biserici, ca și membru într-o biserică, ca și un reprezentant al lui Hristos în această lume. Dar dacă nu există pocăință și credință și dragoste și împlinirea cuvântului și rod adevărat, nu faci parte din adevărata viță. Problema ta nu e dacă vei fi tăiat sau nu vei fi tăiat, dacă doar Israelul a fost tăiat sau dacă și neamurile vor mai fi tăiate în viitor. Problema ta
este că nu ești mlădiță în vița adevărată. Îmi doresc pentru fiecare dintre voi să experimentați cu adevărat acest rod. Să cunoașteți lucrarea Duhului Sfânt în viața, în inima voastră. Și să cunoașteți bucuria care vine din a ști că ești mlădiță în vița adevărată. În Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.